Cam asta este. Dar cine sunteți, vă rog? Sunt Mihail Trifan, am fost profesor, sunt pensionar, locuiesc la Craiova, cu domiciliul la Craiova și din când în când fac deplasări către Gorj și m-am îndrăgostit de această zonă, de această regiune bogat folclorică și montaniar, de așa, într-un fel. Urc și la Tismana, privesc monumentele, privesc mormintele și pictura murală, care îmi face mare plăcere. Chiar înainte de a veni, am trecut la această biserică din zona Icoanei, cu acele adăpostiri și cu acele vestigii care le-am văzut și mi-am făcut și câteva poze ale locului. Asta este cartea de vizită civilă, dar cine sunteți de adevărat, domnule? Sunt un încercător, un încerc expresii plastice, am desenat, am lucrat crochiuri rapide, acele schițe, așa, și am ajuns să colez, să recuperez, să adun elemente și să le asamblez, să fac un fel de bricolaj artistic, câteodată dau un chici sau în artizanat, dar mă mai liniștesc cu câte o pată de culoare pusă pe deasupra obiectelor, care îmi întinerește forma, îmi stabilizează compoziția și culorile, la norocul meu că se usucă, sunt acridice sau vinilice sau email. Spray-urile nu le posed, sunt impresionat de street art bucureștean, de rapiditatea cu care se execută pe aceste ziduri insemnele acestea care sunt plăcute la vedere, dar dezordonante puțin, ca peste tot. Michi, prezintă-ne costumul. Da. Este un costum la preț ieftin luat, sumesit, așa, a fost o culoare roșie care m-a impresionat, negru, tonal, tonul roșu și negru și l-am acoperit cu câteva simboluri feminine în culori de acestea cauciucate. Mi-am pus niște mărgele de abanos, pe față mi-am acoperit-o, că așa am îmbătrânit, m-am îmbrățit și am considerat că o mască e binevenită. Pe o calotă de minge am adăugat acele coarne de capră, care au și niște insemne bizantine, există pe niște un oval, un cerc rotund, care este inspirat din începutul evoluției nostru românesc. Coarnele de capră sunt numai jumătate de cran. Da, sunt numai pe jumătate de cran, decât cu partea de sus, maxilarul. Mandibula nu mai am, iar... ce să fac? Cismele, știu eu, le făcusem ca să fie niște statuare, așa, în interior sunt labe de gâscă, argintate, pe care mi l-a oferit o doamnă. El, o doamnă mai în vârstă, nu tânără, așa, să le mănânc, am mâncat, cred că o parte din ele. Sunt umplute cu fân ca să stea drepte, să aibă o sculpturalitate, să fie volume. Le-am înfecat cu inele de acelea de folosite la auto. Și le-am tratat cu ceva soluții vinilice, ceva ca să nu cadă părul după ele, sau partea textilă. Și am pictat cu roșu și, nu știu, cu aceste imagini pe ele și am adăugat o curea pentru ca să-mi duc într-un fel mobilița aceasta, văzând arta actuală multă și de toate felurile. Eu îmi duc... Are o semnificație pe culoare? Nu, am observat că seamănă puțin cu brazilianul, brazilian, nu mă urez, dar așa, dar n-am găsit un roșu galben și albastru, ați spus chiar și un tricolor românesc. Am întâlnit o bandă, aveam o tingă de aceea de tip fondul plastic la negrieră, care se punea la scaune, tinga aceea de in,
foarte rezistentă, nu s-au rupt niciodată scaunele de la fondul plastic și... deci, n-am găsit-o, era la atelier. Repede, repede, așa. Mai rău era că spre noapte eu îmi pierdusem coada. Această, e vorba de, de partea aceasta sintetică, amintind de, de China, de, nu, de samurai, de acei chinezi care poartă poate părul lung. Și m-am gândit și către trăculeț, parte rea, parte bună, deci pisică, ceva și în felul ăsta și eu. Și, și spre rău, nu numai spre bine. Motănel, zice. Motănel, da, sora, zice, da, e mai drăguță, dar eu... Cine știe ce zace în mine, nu? Da. Și asta e, m-am prezentat. De nedarsesc, faci ceva? Anume? Te miști, faci ceva mai mult? Nu, mai mult de atât. Trebuie să-ți dat la costumul? Da, atât. Dar nu puteam, nu arăt prea bine. Știam că tu dansezi. A, nu mai rezist, poți să te prindu-i, dacă mai rezist. Nu, rezist, dar pot să dau și eu pastea voastră. Nu, nu, n-am nimic. Nu, nu, aici sunt zgomote de acestea pe care eu nu, acum zgomotele le fac în pădure noaptea, nu am instalat. Numai noi suntem aici, pot să dau. Da, nu am un instrument de iPhone-uri, ceva lucruri serioase, dar poate să facă zgomot, să zgârie la urechi. Să vedem când... Bunica pe care o faci tu la strâmba? Da, dar... A, e închis, da. Are o siguranță, da. Și nu am... Asta nu sunt pregătit în partea muzicală. Nu, aici este o intrare. Nu e a mea. Ziua de 2 octombrie am vorbit. Este vocea stilizată, nu stilizată, deformată, malformată. Distorsionată. E neofren. Da, neofren, da. Transfixul e. Da, e un neofren, un plastic, da. Trebuie să te lăsăm, să te dezbaci. Am un alt, am un desuc, un alt de plastic. Da, am început cu un clopoțel și lovesc într-un tub de apă la izvor care gâlgâie. Ce s-a auzit? Da. Nu, nu se poate. În moment distorsionează rău. Bine, dar asta o încerci de foarte mulți ani. Da, dar nu am venit cu ce trebuia. Deci nu am fost pregătit pentru sonoritate. Asta, așa, rapid, am luat ceva. Vă mulțumesc mult că mă priviți și că mă faceți poze. Vă mulțumesc, sunt și aplaudat, mă bucur. Vă mulțumesc să rămână pentru aplauze și aprecieri. Vă mulțumesc, doamna Mocanu, mult pentru aprecierile plastice. Mulțumesc Cătălin Davidescu, mulțumesc lui doamna Ioana Grigorescu, mulțumesc lui domnul Sestean. Da, cu mine, cu tot. Davidescu o să dea evaluarea. Să știe frecvența. Da. Realitatea. La prieteni mai greu. Înțelegeți furt? Am zis că e un lucru care poate să fie în această clădire. Da. Da. Momentul nu e prea fericit ales, de recunoaștem, asta este. Da. A, mă completează de acolo, de la Iași. Da. Să te văd cum închizi, să te văd să închizi. Să închizi? Să închizi, nu să închizi, tot rol. Să fie rol.
am să... Da, am să-mi dau jos acestea, am să fac o... Vezi că spriți că... Când să pot, doi la doi să mă ajut. Așa, ce spate, partea cealaltă. Da. Am să... Figura, închinându-mă la dumneavoastră, făcând o reverință la ceea ca la operă. Să rămână mult și vă mulțumesc pentru prezența noastră. Există pentru pozele noastre, există pentru prezența noastră intelectuală și artistică. Ai votat? Am votat, da. Michi, cel mai tare artist din Craiova. De la Craiova. Da, pentru că mi-a pus mie adresa. Ce vină faci să vă mai mult de 20 de ani, mai mult de 20 de ani, Felicitări, domnule profesor. Da. Multă sănătate vă doresc și studenților noștri. O sumă, o mulțime de lucrări interesante așteptăm de la dumneavoastră. Încerc dacă mai am putere să mai fac și unele. Cu siguranță mai ai putere și o să mai faci. Mulțumesc. E un drum care continuă. Încerc de multe.